stimați telespectatori, vă spun bun găsit de aici din studioul Media TV Cimișlia. Astăzi avem a doua emisiune, ora locală. Tema emisiunii este acordul de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, perspective sociale la nivel regional și local. Am avut prima emisiune în domeniul economic, în luna ianuarie, acum în luna februarie avem pe domeniul social, apoi vom urma în luna martie pe domeniul sănătate. Și astfel, în decurs de fiecare lună, vă amintesc că o dată în lună vom veni cu un domeniu sau cu exemple de implementare a acordului de asociere în Republica Moldova. Pentru a examina această chestiune, am invitat în studio pe Alexandra Șevcenco, deci președintele Consiliului Interamural Teritorial al Sindicatelor Cimișlia Basarabeasca. Bun venit, doamna Alexandra! Bună seara! Anastasia Sârbu, șef al Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă Cimișlia. Bine ați venit, doamna Sârbu! Dionisie Seu, șef al Inspecției Teritoriale de Muncă Cimișlia. Bună seara! Ați venit din Leova, da, dar se Leova. Numește Inspecția Teritorială Cimișlia Teritorială. Și Mihai Motroi, șef al Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei Raionul Cimișlia. Bună seara! Bună seara! Stimați telespectatori, suntem într-o emisiune în direct și aveți posibilitatea să adresați întrebări la telefonul 0241 260 60. Aș ruga pentru început regia să ne pune pe post un material realizat de către reporterii noștri la temă și anume procesele sociale, cum sunt ele în raionul Cimișlia, în zona de sud a Republicii Moldova, și care sunt perspectivele de îmbunătățire a acestei situații prin prisma acordului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Deci aș ruga regia să ne pune pe post acest reportaj. Potrivit acordului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, părțile vor menține și consolida dialogul și cooperarea pe parcursul de la 2 până la 10 ani, în următoarele domenii. Ocuparea forței de muncă, sănătatea și siguranța la locul de muncă împotriva factorilor nocivi, dialogul social dintre angajator, angajat și autorități, protecția socială, incluziunea socială, egalitatea dintre genuri și antidiscriminarea socială. Cu alte cuvinte, Uniunea Europeană dorește ca aceste drepturi ale cetățenilor să se respecte și în Republica Moldova. Scopul acordului este de a contribui la promovarea unui număr mai mare de locuri de muncă, mai bine plătite, reducerea sărăciei, consolidarea coeziunii sociale, dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea calității vieții. Dar să le luăm pe rând și, foarte important, cu impactul lor la nivel local. Ocuparea forței de muncă. Cunoaștem deja noțiunile de șomeri, nu din auzite. În raionul Cimișlia, la începutul anului 2015, erau înregistrați oficial 110 persoane cu statut de șomer. De fapt, fără un loc de muncă sunt cu mult mai mulți. Pentru soluționarea problemei în cauză, Oficiul Forței de Muncă Cimișlia desfășoară târguri ale locurilor de muncă. Peste 10 companii angajatoare și-au expus ofertele de muncă și au prezentat informații despre specialitățile și locurile vacante de angajare pe platoul târgului locurilor de muncă. Circa 100 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă din raionul Cimișlia au discutat direct cu angajatorii referitor la locurile de muncă expuse la târg. Unii au găsit jobul căutat, alții au rămas dezamăgiți. Ei, cum? Am trecut ca la Bemol să văd acolo ca operator, fie. Dar mai departe n-am trecut. În privința la domnii ăștia care cu jumate de salariu, m-aș apropia de dumnealor pentru că aș fi să îngrijesc de asta, dar jumate de salariu de la Ivanovca nici că acum nu mă aranjează pentru că drumul, una, primul, unde să locuiesc și a treia, pur și simplu, așa, omenești
Nici ca cum nu. Pe durata evenimentului, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au avut acces la baza de date a Oficiului Forte de Muncă Cimișlia, care a cuprins informația despre circa 200 locuri vacante din teritoriu. Cu regret, atât șomerii cât și agenții economici, administrația publică locală sunt pasivi în soluționarea problemei. Șomerii se mulțumesc cu indemnizațiile primite de la stat. Întreprinderile des folosesc forța de muncă fără angajare legală, iar administrația publică locală slab folosește pârghiile de interes pentru șomeri și întreprinderi. Astfel, în anul 2014, doar 50% din banii alocați de stat Raionului Cimișlia pentru antrenarea șomerilor la lucrările publice au fost folosite de către primării. Persoanele angajate pentru lucrările publice se identifică din rândul șomerilor de către primărie. Se întocmește un contract individual de muncă pe o perioadă determinată, cel mult 12 luni. Pentru 8 ore lucrate zilnic la lucrări publice, persoana primește un salariu de circa 2100 de lei lunar, plătit respectiv din primărie, circa 40% și Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, circa 60%. În această perioadă, persoana este angajată legal, se bucură de poliță de asigurare medicală. Lucrări de interes public sau lucrări care au nevoie să le facă în teritoriu sunt foarte multe. Începând la curățirea canalurilor, podurilor, curățenie pe la cimitiri, pe toate locurile obștești, absolut tot ce au și chiar și reparații, mini-reparații, să zic, și între aceeași primărie sau școală sau grădiniță de copii, adică lucrări nespecializate. Lucrări sunt foarte multe în teritoriu și poți să lucrezi anul împrejur, să implici persoane. Uniunea Europeană are mari cerințe pentru angajarea în câmpul muncii atât pentru angajatori cât și pentru șomeri. Astfel, în acordul de asociere este menționat că Uniunea Europeană interzice munca forțată, munca copiilor, discriminarea la locul de muncă, reducerea forțată a timpului de muncă și altele. Uniunea Europeană cere crearea locurilor de muncă, în special pentru tineri, femei, etniile minoritare. Deocamdată în Republica Moldova se încearcă de a depăși situația de folosire ilegală a forței de muncă. Foarte multe cazuri sunt când se angajează fără actele normative necesare. Adică, în primul rând, contractul individual de muncă, ca să fie încheiat între angajator și angajat, fișa personală de instruire, domeniul protecției muncii, cărcică de muncă, carnetul medical, adică control medical și în rest toate actele care necesar pentru activa. Pentru informarea și instruirea angajatorilor privind legislația muncii, în special securitatea în muncă, Inspectoratul Muncii în Raionul Cimișlia desfășoară un șir de seminare. În ultimul timp, noi am început să introducem un certificat, un standard european internațional, unde este spus că, în primul rând, principalul sunt resursele umane, adică sunt oameni, muncitori, lucrătorii, deci noi trebuie să-i păzăm pe dânsii, pentru că asta este bogăția noastră. La sat, în voile de muncă, să nu sunt așa cum ar trebui să fie, nu avem încăpere încălzite, nu avem încăpere speciale pentru reparații, reparăm tehnica unui mor sub cerul liber, cu voile care sunt. Sunt multe lucruri elementare care noi, dacă ne reamintește, la timp noi putem preveni unui accident de muncă, care poate să ducă la consecințe grave. Seminare, instruiri, asistență juridică, negocierea contractelor individuale și colective de muncă sunt doar unele din acțiunile sindicatelor. Ele se regăsesc și în stipulările acordului de asociere Uniunea Europeană – Republica Moldova. 3 zile plătite la concediu ordinar, cei care nu au fost voie de boală, li se oferă conform convenției și contract colectiv de muncă este că 3 zile are dreptul salariat, nici 3 zile plătite. Nu interesează de contract colectiv de muncă pe finanțele noastre, nu interesează nici convenție, nu interesează. Spune că doamna director a făcut abuz de anumite cheltuieli care nouă ni s-a plătit. Dacă această situație este prevăzută ca clauză în contract colectiv de muncă, ea se execută și nu se mai discută absolut. Deci, iarăși, nimeni nu poate să o anuleze. Că cineva o a abuzat, nu știu ce, nu știu cum, se salte. Salariatul niciodată nu va plăti, nu, adică niciodată nu trebuie să accepte reținerea unor asemenea plăți. Organizația sindicală interamurală teritorială Cimișlia întrunește circa 5.000 de membri, din cei peste 7.500 de salariați din raioanele Cimișlia și Basarabeasca.
Plata indemnizațiilor sociale rămâne a fi încă o problemă. Imperfecțiunea legislației, modificarea deasă a regulamentelor complică situația. Cetățenii rămân derutați, iar lucrătorii și asistenții sociali rămân față în față cu problemele din teritoriu. Eu, ca asistent social, mi-e rușine, vă spun încă o dată, că în toată ziua vine lumea, de-aia vin și la sânul și la sânul, mi-a spus să duc la minister, eu nici nu le interzic să duc. Credeți-ne că și la noi de persoanele toate și ne întreabă. Nu, unii spune că așa e de țară, dar noi înțelegem, dar trebuie să-i explicăm beneficiarul. Și săptămâna viitoare îți duc specialistul responsabil la Chișinău, că să vedem să... Ori le stopăm și le deschidem altele, cu un termen anumit sau din nou, că ele treacă în sistem. Acordul de asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova la capitolul Dimensiunea Socială face trimitere la declarația tripartită a inițiativei ONU și OIM cu privire la principiile referitoare la întreprinderile multinaționale și politica socială. Locuitorii raionului Cimișlia își amintesc cu tristețe de experiența unor investitori străini la Cimișlia, când munca lor s-a transformat într-o exploatare ascunsă a lucrătorilor. Este cazul întreprinderii de cusut haine London Group. Cu ocazia sărbătorii de 8 martie, mai multe întreprinderi și instituții din raionul Cimișlia au felicitat femeile din colectiv, oferindu-le flori, cadouri și cuvinte de recunoștință. Cei de la întreprinderea mixtă London Group, secție de confecționare a hainelor din Cimișlia, au făcut-o într-un mod deosebit. Au impus femeile croitorese să lucreze după program. Aproape de miezul nopții, dintre 17-8 martie, munca clocotea în secția fabricii, dar clocotea și revolta femeilor, care erau cu gândul la copiii și bărbații ce așteaptă acasă. Mă numesc Diana, lucrez la fabrica asta, am mai lucrat și mai înainte, acum mai lucrez din nou. Dar nu e normal, femeile normale sărbătoresc acum, noi lucrăm. Nu știi până la ce oră lucrăm, dar știi că trebuie să terminăm comanda. N-am semnat nimica, dar mi s-a spus, mi s-a arătat toate semnăturile care le-am făcut sâmbata trecută. Asta nu-i corect, nimeni nu-i de acord cu nimic. Deci, în principiu, spun că dumneavoastră, cu acordul dumneavoastră, ați rămas târziu și lucrați. Ei nu m-au făcut o adunare a generalului și mi s-a spus că asta ca un fel de examen pentru noi și noi, dacă trecem examenul ăsta, vom avea de lucru mai departe. Dacă nu dăm marfa asta, noi, pe urmă, de lucru nu vom avea. Lucrați atât de târziu, cam câte ore acum și cam cât veți lucra? Cum crezi? Noi nu știm cât om lucra, că nu ne-au spus la ce oră să plecăm acasă. Noi lucrăm să mântuim lucrul, dar la ce oră nu știu. Dar acum este aproape orele 9 noapte deja, în ajun de 8 martie. Da, și obositor, dar oara 9 noapte e obositor pentru noi. Ați mai avut așa de lucru noaptea până târziu, dacă va fi nevoie, după orele 12 de noapte, ce veți rămâne să încărcați, să terminați? Mai poți da și sază, dar până la ora 12 noi n-am stat. Dar cam unde sază stăm. Ați avut ceva o înțelegere cu administrația, poate vă plăti mai scump, dublu, nu v-ați spus nimic? Potrivit administrație, era o comandă urgentă și camionul trebuia încărcat cu orice preț, chiar și cu încălcarea legislației muncii. Poate este 120 семья, это потому что мой клиент требует. Он говорит, или закончишь работу, или я забуду про тебя. На данный момент, на этой кризисе, мы только должны его послушать. У нас другого выхода. Или мы сегодня эту работу закончим, или он про нас забудет. Acordul Uniunea Europeană-Republica Moldova vine să ne apere de astfel de investitori. Uniunea Europeană obligă întreprinderile europene să investească în Republica Moldova cu respectarea legislației europene, inclusiv pe dimensiunea socială. Acestea au fost doar unele dintre avantajele sociale din perspectiva locală și regională din Acordul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, adoptat de Parlamentul European în anul 2014. Stimați telespectatorii, am revenit în platou. Vreau să vă amintesc că suntem la ora locală, Acordul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, avantaje sociale la nivel local și regional. Am privit acest reportaj împreună cu invitații noștri. Vă amintesc că din partea sindicatelor, Alexandra Șevcenco,
din partea Agenției Ocuparea Forței de Muncă, Anastasia Sârbu, din partea Inspecției Muncii din raionul Cimișlia, din teritoriul raioanelor Cimișlia, Basarabeasca, Leova și Hâncești, Dionise Seu. Și Mihai Motroi, șeful Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei din raionul Cimișlia. Suntem într-o emisiune în direct, puteți adresa întrebări la telefonul 0241 260 60. Acestea fiind spuse, aș vrea să amintesc doar cu ce s-a finalizat acest reportaj, că acordul de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană a fost semnat de către Uniunea Europeană și Republica Moldova în 2014 și a fost deci aprobat de către parlamentele europene, astfel că deja ne conducem de acest document strategic pe viitor. Și toți invitații noștri au o referință la protecția socială. Acestea fiind spuse, țin doar să menționez că este o emisiune sprijinită de către USAID FHI 360, un proiect de 12 luni de zile, în fiecare lună vom avea câte o emisiune cu invitați și vom discuta aceste articole ale acordului de asociere Republica Moldova Uniunii Europeană. Astăzi discutăm la categoria protecție socială. Pentru început aș vrea să-i ofer cuvântul doamnei Anastasia Sârbu să ne spună la capitolul ocuparea forței de muncă sau ofertă cerere a forței de muncă, care este situația la moment și care sunt obiectivele în prisma acestui document. Vreau să spun bună seara tuturor și să reamintesc tuturor spectatorilor care astăzi ne privesc că Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă este un serviciu public, de fapt, și prestează servicii gratuite pentru cetățenii Republicii Moldova, în special pentru cetățenii raionului Cimșlia. În ce constau serviciile noastre, ca să fie clar pentru cetățeni? Noi prestăm servicii de mediere, privind plasarea în câmpul muncii a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, privind pregătirea profesională acestor persoane și uneori și susținerea materială a persoanelor care se află în căutarea unui loc de muncă, atât cât nu își pot găsi un loc de muncă. Analizând situația sau dinamica, uitându-ne la câțiva ani de zile, n-aș vrea să spun astăzi despre rata șomajului în teritoriu, fiindcă ne arată o cifră parcă îmbucurătoare, de fapt este contrariu. Și contrariu să vă spun de ce, pentru că dacă, să zic, undeva la 3 ani în urmă, în evidență la agenției erau sau se adreseau către serviciile noastre în jur de 2.000 sau 3.000 de cetățeni, astăzi sunt mult mai puțini. Chiar cu statut de șomer, în ultimii 2 ani de zile avem în jur de 500 și, nu mai mult, în jur de la 500 până la 550. Mai avem o altă programă, fiindcă nu toți cetățenii care se adresează la agenție pot primi statutul de șomer sau se încadrează în statutul de șomer. Sunt niște condiții care sunt prevăzute de legea 102 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a șomerilor. Dar toți cei care nu se încadrează se înscriu într-o altă programă, în programa consultației. Și atât și acolo avem în jur de 1.000 de oameni. Dacă în trecut la Agenție pentru Ocuparea Forței de Muncă veneau toți, așa, în special locuitorii satelor, fiindcă știau, veneau de fapt nu în căutarea unor de muncă, dar veneau pentru o susținere materială, că existau atunci niște proceduri, adică având sau stând în evidență la Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă, ei beneficiau de niște ajutoare sociale. În ultimii 2 ani de zile, așa să zic 3, mă bucur că cetățenii au înțeles deja că agenția, de fapt, prestează servicii persoanelor care se apte de muncă și care doresc să-și găsească un loc de muncă. Și noi suntem ca un mediator cu informații despre locurile vacante care sunt declarate de către angajatori, despre metodele și formele de ocupare. Bine, atunci când persoanele se simt nepregătite pentru a ocupa un loc de muncă sau noi le vedem că nu sunt chiar pregătite, înseamnă că venim cu diferite consultații privind pregătire profesională și atunci chiar și consultări privind alegerii unei profesii pentru persoanele care nu dețin o profesie pe piața muncii.
Încercăm, îi pregătim prin toate formele și metodele, prin toate acțiunile pe care noi le putem presta conform legislației în vigoare și îi încurajăm, clar, chiar și în cadrul ședințelor cluburilor muncii, în cadrul seminarilor, chiar învățăm cum să completeze un CV, cum să facă primul interviu cu angajatorul, adică cum să se prezinte, ca să fie mai ușor și mai aproape de a se încadra, de a ocupa un loc de muncă. Mulțumim, doamna Sârbă, și totuși aș vrea să reveniți la niște date statistice pentru a ne închipui, deci mai bine, deci câți locuitori avem în raionul Cimișlia, câți sunt încadrați în câmpul muncii, câți pensionari, câți copii, ca să vedem și noi ce loc are fiecare categorie de populație în raionul Cimișlia. Referitor la întrebarea care dumneavoastră mi-ați dat-o acum, câte persoane apte de muncă avem în... Aproximativ, să spunem, cât am sunt studiat, am studiat în un an în urmă și, să zic așa, dacă în evidență în raionul Cimișlia sunt în jur de 59.000 de persoane, la moment, atunci erau în jur de 38.000 de persoane apte de muncă, din care aproximativ în jur de 6.000 doar lucrau. Nu cred că indicele este foarte mare și acum, având totodată 12.000 de pensioneri, în jur de 2.000 de invalizi, mame, copii și așa mai departe, putem să ne dăm seama aceștia, în jur de 6.000 de persoane care lucrează, câte persoane duc în spate și dacă este asta real. E clar că o bună parte din cetățeni, aproximativ vreo 22% sunt plecați pe sihotare, dar cealaltă parte ne punem întrebare unde sunt. Probabil că lucrează la negru. Așa îmi dau eu seama. Da, vă mulțumim. Deci este așa un tablou care cât de cât ne deschide la o discuție și am în dreapta mea pe reprezentantul puterii de stat, deci Inspecția Muncii, cei care, care spuneți dumneavoastră că o parte mai lucrează la negru, ei trebuie să-i cunoască. Dacă să ne referim la modul de, sau la fenomenul de practicare muncii la negru, este un fenomen, într-adevăr, care ne frământă de mai mulți ani, ne combatem și dorim să eliminăm, să-l contracărăm de mai mulți ani, ne reușește mai puțin, chiar la nivel de guvern s-a aprobat și o hotărâre prin care s-a elaborat un plan de acțiuni cu privire la minimizarea de achitare salariului în plic și a practicării muncii la negru, care a fost în 2014 actualizat. Unele din etapele prevăzute în plan au fost însăși deja adaptate și ulterior și codul muncii a suferit anumite modificări și chiar și de înregistrarea la Inspecția Teritorială de Muncă a statelor de personal, a fiecare întreprinderi, de acordarea permiselor numele de acces la locul de muncă fiecare salariat, la care de asemenea aducem la cunoștință salaria a angajatorilor pentru a le respecta, însă cum am mai spus, ne reușește foarte greu, din mai mult din disciplina sau nereflectarea cu colaborării de către angajatori cu organul pe care îl reprezint. Vreau să ofer cuvântul și lui Mihai Motroi, șeful Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei, care are o cotă parte foarte mare în acest capitol, protecția socială. Ultima perioadă, deci în ultimii ani, în Direcția Asistență Socială și Protecție Familiei s-au dezvoltat un șir de servicii anume ce ar proteja persoanele care se află în dificultate. Noi avem la momentul actual serviciul la domiciliu, care deservesc la 400 de persoane în etate și cu disabilități. Avem serviciul de asistență comunitară, care deservesc cetățenii din întreg teritoriul raionului, unde în fiecare localitate avem câte un reprezentant al Direcției Asistenței Sociale. Deci acesta este un asistent cheie pentru legătura noastră dintre direcții și dintre comunitate, care avem ca un reprezentant care ne face față nou în teritoriu. De asemenea, în ultimul timp noi am dezvoltat serviciile echipa mobilă care se ocupă cu persoane cu dizabilități pentru a preveni instituționalizarea acestor persoane. Noi știm toți că strategia guvernului nostru este că fiecare persoană are dreptul la să locuiască acolo, de la locul de baștină, are dreptul la o casă, copilul are dreptul la familie și așa mai departe.
Avem un serviciu deschis pentru persoanele cu dizabilități severe, se numește Respiro, deci este un serviciu nou care le dăm răgaz în parcurs de o lună de zile la persoanele care îngrijesc de aceste persoane cu dizabilități. De asemenea, avem dezvoltat serviciul de asistență parentală profesionistă, ceea ce este legat cu copiii aflați într-o situație de risc, care sunt lăsați fără protecția părinților și noi le dăm o formă de protecție. De asemenea, avem și două case de tip familiar la momentul actual, până la moment dezvoltate. În parcursul dat avem un partener foarte care ne ajută la dezvoltarea serviciilor date. Desigur, noi am avut parteneri pe Keystone, Shamu. La momentul actual avem și Concordia care ne ajută să mai deschidem încă o casă în perspectiva de deschis. Fiindcă în instituțiile rezidențiale, la momentul actual, noi avem 31 de copii și ei toți trebuie reintegrați în comunitate. Nu ne aparține situația asta. Avem centru de protecție a copiilor care se ocupă anumite probleme. În ultimul timp avem foarte multe probleme, foarte mulți copii care abandonează începând de la școală și cu familia, se numesc copii de stradă, au un comportament neadecvat și comportamentul și situația asta îi fac pe dânsă din mai multe puncte de vedere să fie așa, fiindcă din sărăcia care este la momentul actual. Avem de asemenea un serviciu nou sprijin familiar și o formă de protecție care este cea mai răspândită pentru copiii aflați în situații de risc, deci este clar lucru că tutela este cea mai simplă și cea mai accesibilă. Noi avem la 100 de copii care au cu contraplată și avem la 210 copii care sunt cu tutelă și fără plată, deci în ultimul timp părinții plecând pe hotare, desigur că apelează la autoritățile locale pentru a lăsa o formă de protecție a copiilor. Și totodată mai avem și niște prestații care le acordăm, asta este și ajutorul social și ajutorul pentru perioada rece anului, care este unul din cel mai complicat și după ultimele modificări vreau să vă comunic din luna lui octombrie care a avut loc, vreau să spun că în luna lui ianuarie 1600 de beneficiari beneficiază de aceste prestații. De asemenea avem ajutorul material, una din prestații, mai avem pentru persoane cu dizabilități aparatului locomotor, care avem la momentul actual 137 de persoane și avem ajutorul pentru călătoriile în transportul public, pentru persoane cu dizabilități de gradul 1, 2 și din copilărie și pentru persoane însoțitoare. Deci este spectrul de servicii și prestații care noi îl acordăm cetățenilor pentru a depăși o situație de criză. Estimați telespectatori, vreau să ofer cuvântul și doamnei Alexandra Șefcenco, care de asemenea, de rând cu invitații noștri, are ce ne spune la acest capitol. Ei stau la straja apărării drepturilor angajaților și în măsura posibilităților, ați văzut și în reportaj, se implică și încearcă să soluționeze problemele care apar dintre angajat, angajator și administrație publică sau alt gen. Pur și simplu vreau să spun că noi toți ne dorim binele și dorim să trăim ca în Europa, unde se îndeplinesc legislațiile foarte bine și oamenilor le place acolo să trăiască. Deci Europa trebuie să o facem la noi aici acasă. Noi avem legislație și legislația nu este rea. Dar noi se încalcă și se încalcă din pricina că noi suntem acei care dăm acordul la încălcarea legislației în vigoare. Asta spun atunci când, chiar de la bun început, când omul se angajează la serviciu și el vine și nu face niciun contract cu angajatorul. Dacă nu a făcut contractul, înseamnă ce? Nu știe cum sau se teme de angajator sau nu vrea să ceară, atunci ce trebuie să facă persoana în cauză? Trebuie să găsească, zicem, două persoane ca și dânsul și să dorească să organizeze o organizație obștească de persoane fizice și să organizeze organizații sindicale. Și să apeleze la, să zicem, la organizație raională sau interamurală pentru a avea consultație cum să procedeze dumnealui mai departe, ca să nu fie încălcat dreptul lui. Dacă persoana dat procedează în cazul dat corect, înseamnă că și drepturile lui nu o să fie încălcate. Atunci când noi am început să lucrăm fără contract individual de muncă, angajatorul, cum dorește, așa își procedează. Și de multe ori
către inspecție muncii alături și noi la controle depistăm că se plătește la angajați salarii mai mici ca legislația primită în vigoare. Iată să spunem, de la 1 ianuarie 2015 în vigoare, salariul minim pe Republică în agricultură este de 1650 sau de 9,76 lei pe oră. Dependență câte oră lucrează persoana. Asta e pentru prima categorie de salarizare. Dacă o persoană are altă categorie, înseamnă că este mai mare. Și noi ne uităm că e pe 8 ore, poate să primească și 300 și 600 de lei. De unde să iei calculul acesta? Fiindcă când pe o persoană se adresează la inspecția muncii cu plângere, să spunem, sau vine la noi, noi deodată începem, da, să vedem ce scris în contractul individual de muncă a dumneavoastră. Și se depistează că contract nici nu este. Sau dacă este făcut numai pentru angajator, persoana în mână nu l-are. Dacă să zicem că persoana a fost trecută la alt serviciu sau a sumărit salariul, se vorbe, trebuie contractul individual de muncă să facă schimbări. Absolut nu se face. Și deci, când ajunge la, să zicem, o activată o an de zile și trebuie să plece în concediu, el se uită că are foarte salariul calculat și nu este îndestulat și atunci îmblă și caută dreptate. Iată, din ultimul reportaj care am vizionat noi cu cei de la Turcia, așa și a fost. Fiindcă noi, sindicaliștii, venim cu informație pentru persoane ca să le acordăm sprijinul să zicem, atunci când nu știu cum să îndeplinească documentele sau nu știu cum să negocieze contractul sau nu știu îndeopște obligațiunile și drepturile lor. Dar noi le-am pus înainte, dar trebuie să o decidă ei însuși. La întreprinderea dată s-a făcut foarte mult din partea sindicatelor. Până la urmă, persoanele date nu au acceptat, fiindcă au fost, zicem, insultate din partea angajatului, că dacă o să fiți membri de sindicat, o să fiți excluși din lucru. Și ei din frică, că la noi tot timpul este o frică, că o să mă eliberez din lucru și ce o să fac. Dar și fără de tine, cum a să lucreze el? Tot trebuie să lucreze cu cineva. Până la urmă, persoanele au plecat din țară și oamenii au rămas cu salarii neachitate, fără carticele de muncă. Când au găsit inspecția de poliție acolo carticele aruncate și uite, persoanele deja care au dorit să se angajeze în altă parte, îmblau și scătau carticele lor de muncă. Eu aș vrea, domnul Siu, dacă puteți să ne spuneți pe scurt, dacă sunt astfel de cazuri și în alte localități, poate în teritoriul administrat de inspecția dumneavoastră, și cum le depășim sau la ce atragem? Cazuri de încălcări ale legislației muncii și, într-adevăr, cum și au fost, am văzut în reportajul dat, au fost un caz similar și în cadrul raionului Lova cu privire la un întreprinder de semne care sușa activități în domeniul croitoriei. Acolo cazuri care au fost chiar și neplăcute, când în caz chiar mami însărcinate, au rămas fără plata indemnizației pentru concediul medical, de maternitate. Am întreprins măsuri, am fost și aplicate și amenzi. Au fost aplicate, de exemplu, și suspendată și activitatea întreprinderii. Și oricum, până la ziua de azi, persoana, mamele care pe atunci încă erau în concediu maternitate, până la ziua de azi, merg prin judecată, se judică pentru a-și restabili suma, însă vă spun că sunt cazuri neplăcute, cred că sperăm că astfel de cazuri să mai întâmple, dar fondatorii întreprinderii au plecat, nimeni nu-i găsește, mamele au rămas, mă rog, s-au resemnat, deci cu acest caz mai mult nu solicită la nimeni nimic, au și din judecată și-au retras acțiunile. Asta e situația, dar sperăm că odată cu implementarea acordului de asociere, chiar și în capitolul 4 la articolul 32, dacă nu mai înșel, Uniunea Europeană se obligă de a crea locuri, de a ne ajuta să creăm locuri de muncă cu condiții de muncă în care prin care acord se vor implementa în jur la 37 de directive ale Uniunii Europene, dintre care în Republica Moldova la etapa actuală sunt deja 8 implementate,
Majoritatea din ele sunt cu privire la crearea condițiilor în domeniul securității, sănătății, în muncă, în anumite mai multe domenii, în diferite domenii. Astă vară, când era 40, 35, 40 de grade de căldură, cineva spunea, cereți apă de la sindicate, apă minerală. Da, da, da. Păi eu nu m-am vrut să spun că da, Europa ne vine cu recomandări, cu obligațiuni, dar ea nu ne impune să facem noi ce trebuie să facem noi, obligațiunile corect noastre. Fiindcă atunci când vine în întreprindere, nimeni nu o să-ți facă organizație sindicală pentru a proteja drepturile tale, fiindcă orice angajator, el își apere drepturile sale. Ar trebui să fie invers. Că, într-adevăr, un succes al unei întreprinderi este în dependență ce condiții are salariatul și în ce condiții activează. Doamna, bine, și până la urmă eu tot vreau să intervin, da. Și atât timp cât angajatorii noștri nu prea respectă sau nu doresc întotdeauna să respecte legislația în vigoare, privind angajarea legală a persoanelor în câmpul muncii, ar fi binevenit niște centre de informare către cetățenii care se angajează singuri, pentru că cei care se angajează cu ajutorul nostru în cadrul seminarilor sau nu neapărat a seminarilor, chiar de la bun început, dacă persoana este pregătită, motivată către piață și este, poate cu siguranță ocupa chiar din primele zile un loc de muncă, înseamnă că numai decât primește informația privind toată legislația privind încadrarea legală în câmpul muncii. De multe ori le explicăm și le lămurim și în ce costă contractul de muncă. Ce e cu el? Câte capitole are și anume la unde trebuie să tragă dinții? Mulți nu știu ce înseamnă asta. Da. Și atât din cauza sau din faptul că nu cunosc, oamenii nimeresc în situații de-astea dificile. Discutăm tema protecției sociale în raport cu acordul de asociere Republica Moldova, Uniunea Europeană. Domnul Motroi, noi vom ruga acum regia să plaseze pe post un reportaj despre o familie numeroasă din satul Ialcujeni, fiindcă protecția mamei, copilului, familiilor numeroase, pătrurilor vulnerabile, se regăsește în acordul de asociere. Să vedem cum decurge acest proces. Am realizat un reportaj în vară, dar acum l-am actualizat. Să vedem dacă s-a schimbat ceva. Familia Zinaida și Sergiu Lungu este cea mai numeroasă în comuna Ialpujeni, 12 persoane. Cel mai mare copil este Andreea, cu vârsta de 14 ani, iar cel mai mic este Iosif, care are doar câteva luni. Andreea. Așa, Andreea. Sanda, Alexandra. Și Nicolai, Sergiu, Evelina, Daniel, Benoni. Benoni. Benoni, ridică mânța. Emanuela și Gabriela. Gabriela și... Unde e Emanuela? Ia uite Emanuela. Emanuela și Gabriela și Iosif. Din cei 10 copii ai familiei Lungu, 2 sunt adoptivi, surorile Andreea și Alexandra. Ele sunt de ajutor și sprijin în creșterea celorlalți copii. Mama copiilor, Zinaida Lungu, la cei 29 de ani, se socoate cea mai fericită mamă. Mulțumesc lui Dumnezeu în primul rând pentru răbdarea care ne-o dă, că sunt copii și mai vor să joace și mai vor să mai citească, să mai scrie și ne dă și ne răbdare Dumnezeu ca să pot să le ofer timpul ăsta. Dar în timpul cât ei vin la școală, întâi pun masa, mănâncă și dacă vin pe rând, masa greu se strânge. Suntem mulțumiți că Dumnezeu ne-a binecuvântat și cu roade pământul, mai ales cartofi, la noi cartofi tare se întreabă. Fasola, chiar dacă nu avem legume, dar rest, făină avem și cartofi și asta e principalul. Capul familiei Sergiu Lungu este preocupat mai mult de pregătirea locuinței pentru iarnă, aprovizionarea cu produse alimentare și haine pentru copii. 10 copii și noi doi suntem 12 suflete suntem în casă. Mm-hmm. Și nu salariile astea, nu, practic, nu ne ajung. Nu ne ajung pentru că deși, vă spun care-s cheltuielile. Un balon de gaz 9 luni de zile nu ne ajunge, dar un balon de gaz 310 lei. Plus la asta, lumina electrică ajunge la 400 de lei. Noi la o mâncare punem un kil de fasole, un kil de orez, un kilogram de macaroane la o mâncare asta, ca să spunem noi tot familia noastră. Și nouă, practic, tot salariul nostru care în mediu, care noi facem, nouă nu ne ajunge. La ziua de azi, cu 10 copii, ei nu au casa lor. Acum locuiesc într-o casă oferită de un stătean pe o perioadă cât se află la lucru peste hotare. Din motivul că nu au nici locuință, nici contract de locațiune, ei nu pot beneficia de ajutoare sociale din partea asistenței sociale raionale. Ba mai mult, sunt impuși să întoarcă și sumele care li s-au acordat anterior, pe motiv că nu corespund cerințelor regulamentului de acordare a ajutoarelor sociale.
Zic, nu ne dă niciun ajutor din asistență socială, zic, pentru că am primit 2 ani de zile, m-am beneficiat 2 ani de zile la asistență socială, mi-am dat ajutor, dar mai departe nu poate, pentru că eu n-am contract de educațiune cu șeful, cu stăpânul casă, n-am contract de educațiune și nu pot să fac, pentru stăpân acasă, nu e acasă, dus psihotare, și el, stăpânul e acasă, dar el n-are niciun drept ca să ne facă, pentru că casa nu e pe dânsul, dar e pe dânsa. Și nu poate să ne facă contract de locațiune. Copiii sunt de ajutor în familie, dar până la urmă tot copiii rămân și au câte un vis care de fapt poate fi realizat ușor cu sprijinul oamenilor de afaceri cu inimă mare. Aș dori o bicicletă. Dori o bicicletă. Dar poți pedala pe bicicletă, poți? Pot. Dar ce să faci cu bicicleta? Ia-mi spune. Să mă duc la școală, că școala e cam departe, la magazin, când trebuie să mă duc repede, la biserică. Eu să am o minte de fotbal. Da, acum jucați fotbal? Cum? Da. Noi nu avem minte. Așa, dar la școală? E la școală, așa e mai mare să joacă. Situația familiei Lungu este cunoscută celor din administrația locală și chiar centrală. Cu regret însă puțin s-a făcut pentru a soluționa problema acestei familii numeroase. Am fost la doamna Valentina Buliga, am fost acolo. Da. Și doamna Valentina și-a spus, noi a să vedem, a să facem. A să facem, dar de-am 2 ani de zile și o să hotărâm ceva cu familia voastră. Dar atunci nu avem 10 copii încă. Atunci avem numai 9. Și când ne-am dus acolo, doamna Valentina a spus că a să vedem. Eu o să acolo pe o foiță, ne-a luat numărul de telefon, datele de sisați în timp, nici raion și atâta. Îi vizitez la necesitate. Au beneficiat 2 ani de zile de ajutor social, diferite sume, depinde de declarația care au depus-o. La moment nu beneficiază de ajutor social din motivul că nu este posibilitate de a face contractul de locațiune deoarece proprietarul casei nu este în teritoriul Republicii și cu altcineva nu se poate de făcut și beneficiază curat de ajutor material. Pe de o parte, autoritățile sunt îngrijorate pentru declinul demografic, reducerea numărului de copii în școli, părăsirea satelor de populație, pe de altă parte, puțin efort depun pentru a ajuta familiile numeroase. Care este atenția din partea asistenților sociale, administrației publice locale față de familia numeroasă Lungu din satul Ialpujeni, după ce am fost noi, deci vara am fost la ei, și atât, acum care este situația? Situația în familia respectivă, sigur că nu este, nu pot spune că s-a schimbat, sunt careva schimbări, deoarece din potrivă s-au mai născut încă copii în această familie. În această familie fac parte 9 copii biologici și 2 copii tutelați și cu părinții 12-13 membri în familia respectivă. Atenția este maximă, sigur. Orice listă, din orice listă unde se acordă ajutoarele materiale, noi includem, sigur, și persoanele din familia respectivă. Administrația publică locală, adică la grădiniță sunt câte 2-3 copii care frecventează grădinița, la școală iarăși sunt copii care sunt scutiți de plata părintească, sunt scutiți de plata pentru manuale, sunt hrăniți copii care sunt mai mari de clasa 4, sunt hrăniți de către școală, după masă, așa ca să fie odată un prânz cald. Dacă să luăm așa estimativ, cam ce sume în decurs de un an sau doi ani? Adică am ultimii ani să alocă mai puțin, doar numai s-a făcut un ajutor material recent, încă nu știm suma câtă se va aloca. La școlarizare 2 copii câte 300 de lei, adică s-a dat. Primesc tutela asupra fetiților, este 600 de lei de fiecare fetiță, 1200, și pe copilul mic indemnizație, adică și la 1 iunie din nou a fost pus un copil biologic și o fetiță tutelată, tot câte 300 de lei s-au alocat
Și dacă am mai avut posibilitatea așa câte un cadou din ajutor umanitar, tot am alocat. Aceasta este unica familie în comunitate numeroasă. Adică numeroase ele mai sunt, dar în această componență de 13 membri în familie este unica și sigur că nu putem să o lăsăm în umbră. Toată atenția ne este la familia respectivă, dar facem posibilul. Nu putem să ieșim din limitele legii. Am revenit în studio, am primit acest reportaj, am discutat între noi. Domnul Mihai Mutroi spune că cunoaște la perfect această situație și îl rugăm pe dumnealui să ne spună dacă am relatat corect și ce se poate de făcut și totodată să ne spune și poate și de persoane cu dizabilități care la fel, conform acordului de asociere Republica Moldova în Uniunea Europeană, trebuie să se bucure de protecție socială și integrare socială. Da, desigur, situația dată o cunosc. După cum v-am spus, după ultimele modificări în prestația dată ce se numește ajutorul social și pentru perioada rece a anului, au început să beneficieze mai multe persoane, dar totuși după 2012 noi am avut o verificare a plăților date, unde anume au fost indicat că familia dată primea fără contractul pe locațiune. Și cu regret suntem unde suntem și la momentul actual nu putem schimba nimic. Noi am făcut diferite adresări în diferite instanțe ca să permită autorităților publice locale să întocmească acest contract în cazul când familiile sunt defavorizate și trăiesc în localitățile date. Cu regret n-am primit niciun răspuns oficial ca să ne putem baza, ca să le putem acorda familiei. În principiu, familia dată este în vizorul Direcției Asistenței Sociale. Domnul Mihai, este cineva la telefon și vom reveni cu... Da. Da, vă rog. Alo? Da, vorbiți, vă rog. Da, bună seara. Bună seara. Îmi spune Gheorghe Balaban. Da. Eu vă rog ceva întrebări și dumneavoastră. Și prima întrebare, eu ca președinte la Asociația Veteranilor Războiului din Transnistria, lui domnul Mătroi. Da. Și se referă și cred că dumnealui va conlucra cu Consiliul Raional. 2 martie se apropie, știi, 2 săptămâni, începutul războiului din Transnistria. Avem Gheorghe Aram, un invalid de gradul 1. Ceva se preconizează pentru dânsul la 2 martie, un ajutor, cam fiecare an. Am înțeles. Cealaltă întrebare? Poate cu Consiliul Raional, cu președintele, ceva, cât de puțin s-a de bucurat pe dumnealui. Întrebare la inspector al muncii. Da, vă rog. Doamna Săptiencă. Spuneți dumneavoastră, am ascultat, dar îmi pare rău, eu nu știu de ce nu ies în teritorie. Când se angajează cineva la lucru, nu-i cere patronul să ceară cărțica de muncă, vine scrie, cere, dar îi cere numai buletinul, tot și lucrează, noi facem documentele. Ce? Nu-i contractul, eu ca reprezentant la AJTE pe protecție consumatorilor Republica Moldova și dreptul omului. Eu cer ca să iasă, este poliție economică, este inspectorat fiscal, este inspectorat al muncii, împreună de ieșit în teritoriu și de controlat. Cum înțeles, domnul Balaban, ați adresat mai multe întrebări, vă rog să le răspundeți da. Pe rând, domnul Mihai Mutroi. Dacă se poate să răspunde, ceea ce privește la familiile persoanelor care au devenit invalidi din Pridnistrovia, da, la conflictul care a fost loc și familii care copiii au decedat, în conformitate cu decizia Consiliului Administrativ a Fondului Local de Susținere a Populației, familiile acestea vor deja trebuia să primească, că este dat și la poștă, să faci prin intermediul poștului câte 1000 de lei. Asemenea, noi lucrăm în mai multe programe, deci lucrăm și cu afganezi, și cu 9 mai, cu 1 iunie, cu 1 septembrie, cu 1 octombrie și cu 3 decembrie, lucrăm cu 1 iunie. Deci lucrăm cu toate programele astea și noi suntem chiar obligați din timp să facem chestia asta ca să nu uităm, indiferent de apartenență sau de culoare sau astea. La noi asta nu există. Da. Să faci treaba asta. Domnul Seu, cu angajarea ilegală sau incompletă, să spunem, nu știu. Chiar îi mulțumesc telespectatorului pentru întrebare. Este o întrebare chiar la temă și este o întrebare chiar cea mai discutabilă în ultimul timp. De asemenea, vreau să aduc la cunoștință ce este chiar de ieșire în teritoriu. Este și o lacună
și o rezervă din motivul că suntem 6 inspectori la 4 raioane. Deci servim, avem sub control undeva peste mai mult de 5-6 mii de întreprinderi, nu reușim la fiecare să mergem în teritoriu să verificăm, dar cum am mai anunțat mai târziu, mai devreme, în Republica Moldova se implementează planul de acțiuni cu privire la minimalizarea practicării muncii la negru, în care este un obiectiv și un punct de a merge în teritoriu, de a efectua controle comune împreună cu inspectoratele fiscale, cu inspectoratele poliției pentru a depista aceste cazuri de practicare a muncii. Depistăm, însă nu reușim la fiecare să ajungem, dar folosindu-mă de ocazie, vreau să încurajez persoanele care, într-adevăr, au nimerit în astfel de ocazie sau sunt în astfel de cazuri, să se adreseze fie în cadrul Inspecției Teritoriale de Muncă Cimișlia sau la Inspecția Teritorială a Sindicatelor, la Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă, pentru a se consulta. Alo? Da, da. Bună seara. Bună. Vreau să dau o întrebare la domnii ăștia de la sindicate. Da. Dau așa întrebare, am așa întrebare, adică noi știm că ei într-un fel ne apăr în privința salariilor, în privința pensii. Am înțeles că așa avem la dânsul o leacă de apărare. Da. Vreau să întreb, pensionerii care ei lucrează și plătesc în fondul pensiei, lor li se recomandă să li se facă o compensare la pensie după ce se eliberează de la lucru? Una, asta o întrebare. A doua întrebare, vreau să spun lui doamna care numai și-a vorbit și-a spus că și da, și angajatorul e vinovat că nu se adresează, dar angajatorul îmi înțăniți să duc să-i dai 1.000 de lei sau 2 acolo ca să lucreze, că el în altă parte n-are unde să aranja la lucru, că nu sunt locuri de muncă, n-au unde să ducă, să duc la cei care le mânjesc ochii cu 1.000-2.000 de lei numai să lucreze, să-și întreții familia. Dar nimeni nu s-a gândit să deschidă niște locuri de muncă ca oamenii să aibă unde lucrați și vă plătiți prin stat și nu prin la hoț. Da. Am înțeles. Vă mulțumim frumos pentru întrebare. Deci, cine s-o coate aici? Sunt mai multe întrebări. Cu modificarea în... Da, în pensia, da. Dacă... Eu nu știu, dumneavoastră, ei nu s-au prezentat dacă e din vreo organizație sau e pensionară deja, dar activează, am înțeles, că așa? Da. Înseamnă că noi, întrebarea dată, am ridicat-o când eram cu fostul guvern, am vorbit cu doamna Buliga, sindicatul a ieșit cu inițiativa. Pentru persoanele care activează după vârsta de pensionare să fie recalculate pensiile. Și dumnealor ne-a promis că o să facă în dependență de ani de activitate. Dar cu părere de rău, am rămas cu promisiunea. Credem noi și nu mai decât o să intervenim la guvernul nou. Fiindcă noi, după datele care le avem, majoritatea în câmpul muncii, acuși mai ales la sate, activează pensionari. Chiar și în... Contribuim, dar părere de rău, clar că nu se compensează pensiile. Și au fost calculate pensiile până în 99, era foarte mici salariile. Acum sunt și cât sunt ele, dar tot sunt mai mari decât nu, au fost atunci. Nu, deci pensia când se calculează în vigoare este așa. Sunt două calcule, sunt de la 84-99, da. Și 99 deja 2014. Acum credem că guvernul nou care vine, o să noi am înaintat cerințe ca să fie modificate legislația, fiindcă foarte, foarte încurcată, e grea la calculare și o promis că deja de la 2000 până în 2015 avem 15 ani din care poate să iei să facă calculul și cred că o să fie și schimbată și legislația în vedere a calculului. A doilea întrebare a fost cu... A doua am să eu pasez doamnei Anastasia Sârbu. Deci nu sunt locuri de muncă. Statul nu face. Spune că se duc la cei care le dau 1000 de lei, dar nu sunt legali angajați, adică nu sunt organizații, contabilitate și mai departe. Dumneavoastră știți că care este oferta și cererea locurilor de muncă și când îi îndreptați, cred că îi îndreptați la niște oameni angajatori legali. Dar alții poate găsesc și alte căi să se angajeze sau cum să depisteze omul că e angajator legal sau nu prea. Cu părere de rău, realitatea arată ceea ce avem, situația de rău.
Vreau să zic că toate persoanele care se adresează prin agenție pentru ocupare forță de muncă, e clar că îi îndreptăm doar la angajatorii care sunt angajatori cu care declară locurile vacante, care sunt înregistrați la camere de înregistrare. Și până la urmă noi nu doar îi plasăm în câmpul muncii, dar vă spun, de multe ori chiar mergem și, și verificăm dacă persoanele sunt corect angajate în câmpul muncii. Dacă, de multe ori întrebăm și angajatorul dacă persoana care este trimisă face față locului unde este plasată. Adică, dar în rest, celelalte persoane care se angajează de sine stătător, da, s-au spus, în emisie foarte corect, oamenii de multe ori sunt nevoiți să se angajeze și să accepte condițiile care sunt dictate de angajatori. Da, condiții foarte proaste. Aș vrea să revenim la întrebarea persoanei cu dizabilități, cum își regăsesc ei locul în societate, cum se includ. Dar în ce privește angajarea persoanelor cu dizabilități? Cu regret vreau să spun despre accesibilitatea persoanelor cu dizabilități la infrastructura noastră socială. Eu nu o să mă rușinez, spun începând la primării și terminând cu toate obiectele dimenirii sociale. Uitați-vă care se construiesc, uitați-vă de accesul care se face. Duceți-vă la orice casă de cultură când vine, indiferent că e o persoană cu dizabilități, este o persoană în etate care abia se mișcă, este o mamă tânără cu căruciorul, cu copilul care depășește situația asta și fără ajutorul cuiva poate să folosească de serviciile. Atunci când este un obstacol, persoana se incomodează să vie, să adreseze, fiindcă el nu se poate depăși niște lucruri elementare. Cu regret, asta este la momentul actual, este pus în strategie ca fiecare obiect de menire socială să aibă accesul acesta a persoanelor cu dizabilități. În ceea ce privește angajarea, e clar că e mai problematică pentru persoanele date. Vreau să spun despre niște persoane chiar care sunt apte de muncă, dar cu regret nu au locurile de muncă. Ceea ce privește persoanele surdomute, da? Le luăm, ele sunt foarte, se poate de folosit în, nu sunt de folosit, nu m-am exprimat corect, de implicat în activități, da, da, implicat în activități, dar cu regret nu le implică nimeni de atâta că noi nu avem tot infrastructura specifică pentru contingentul dat. Fix aceeași problemă pentru persoanele nevăzătoare, aceeași probleme cu aparatul locomotor, e clar că sunt niște condiții speciale. Vreau să spun că noi în direcție avem persoane de genul dat care le-am angajat, e clar că le oferim o săptămână de lucru de 30 de ore, un regim redus, fiindcă așa se stipulează în legislații. Noi, dacă noi nu-mi face treaba asta, deci nu avem unii să ne uităm în altă parte. Indiferent de domeniul de activitate, fiecare angajator este obligat prin legea securității în datații muncă să creeze condiții satisfăcătoare, adică să respecte securitatea, sănătatea la locul de muncă fiecare salariat. În dependență de domeniul de activitate sunt anumite cerințe. Chiar indiferent și în domeniul agriculturii și este de condițiile climaterice, angajatorul este obligat să adapteze fiecare loc de muncă în diferență de persoană care prestează această activitate și în diferență de condițiile și de condițiile locului de muncă și însăși a condițiilor climaterice. Ce este chiar pe timpul de vară, noi recomandăm și umblăm cu anunțuri fiecare angajator, mai ales în domeniul agriculturii, în cadrul controalelor, noi mai mult ne bazăm pe domeniile unde rata de producerea accidentelor de muncă este mai mare, ce este de domeniul transportului, agricultură, industriei prelucrătoare, industriei producătoare, silvicultură. Noi recomandăm, de asemenea, mergem cu recomandări angajatorilor, le recomandăm care sunt cerințele minime pe care ei sunt obligați să le respecte, chiar și cei de dotarea fiecare loc de muncă cu apă potabilă, cu dotarea cu echipament individual de muncă gratuit fiecărui lucrător, cu dotarea sau acordarea echipamentului de protecție individual fiecărui lucrător. Andrei, dacă mai este. Să încheiem într-un fel, să facem un tur de concluzii și să mai spuneți ceea ce socotiți dumneavoastră de cuvință, fiecare invitat, undeva un minut, cel mult două, ca să ne încadrăm în timpul rezervat. Deci, doamna Anastasia Sârbu, șeful Agenției pentru Ocupare Forței de Muncă Cimișlia, vă rog. Stimați cetățeni, vreau să vă încurajez să nu vă pierdeți curajul în situația complicată și dificilă care avem astăzi. Toți care doriți și nu puteți să vă găsiți un loc de muncă, vă rugăm foarte mult, veniți la noi la agenție. Noi ne aflăm în sediul primăriei, etajul 3,
ne găsiți foarte ușor. Avem foarte multe locuri vacante. Astăzi avem mai multe locuri vacante decât persoane în căutarea unui loc de muncă înregistrate la noi la agenție. E clar că majoritatea locurilor de muncă sunt în raion, dar deja avem succese, vorbim cu angajatorii și vă plătesc și transportul tur-retur. Mă adresez în special femeilor și bărbaților din localitățile sătești. Veniți la noi, avem solicitări, adică avem oferte foarte bune, doar veniți ca să faceți cunoștință cu locurile vacante și modul de a le ocupa. Noi vă așteptăm în fiecare zi de luni până vineri, de dimineața de la 8 până la ora 5. Cu mare plăcere, suntem gata să vă ajutăm de a găsi și de a ocupa un loc de muncă. Mulțumesc. Deci, doamna Șefcenco, sindicatele interramurale, Cimișlia Basarabeasca, vă rog. Eu aș vrea să revin la doamna care totuși a dat întrebarea și nu știu, găsit răspunsul sau nu, că dumneavoastră a spus că e pricina aceea că nu sunt locuri de muncă sau și care sunt, ele primesc atât că sunt plătite. Eu ar spune așa, doamne, că eu știu că problema e mai mare la sat, dar să știm tot timpul că angajatorul, dacă ne primește la serviciu, înseamnă că el are nevoie de noi. Și dacă are nevoie de noi, înseamnă că și noi trebuie să punem careva, să punem cerințele noastre. Atunci când vă respinge, apelați-ne, vă rog. Și dacă ați intrat la întreprindere, întrebați, este organizat sindical sau nu? Și mai departe vreau să vă spun încă una, că mult, foarte mult, depinde că noi singuri dorim să ne respecte drepturile noastre. Deci niciodată acel care bate, ușa nu este închisă. Băteți și va deschide. Vă mulțumim. Acum domnul Dionisie Seu, deci Inspecția Muncii Teritorială Cimișlia, Basarabeasca, Leova, Hâncești, deci mesajul dumneavoastră. Eu, de asemenea, folosindu-mă de această ocazie, ca și colega din Inspecția Sindicatelor, aș dori să încurajez fiecare salariat, aș dori să încurajez fiecare angajator. Noi suntem la dispoziția dumneavoastră, noi suntem la straja legislației muncii din Republica Moldova, salariaților care să le fie frică, să le ceară ca dreptul lor să fie respectat, sesizați-ne, fie printr-o plângere, fie într-un apel telefonic, fie în cadrul zilelor de audiență, care sunt marți și joi la 8 până la 5, fie cazul de asemenea angajatorilor, în cazul în care nu cunosc sau au puține cunoștință și este de aplicare în practică a legislației muncii, noi suntem la dispoziție să le acordăm consultații, ajutor metodologic, care de asemenea sunt gratuite, să le ghidăm în modul să aducem la cunoștință care este legislația în Republica Moldova cu privire atât cu privire la securitatea, sănătatea, muncă, atât cu privire la relațiile de muncă, modul corect de aplicare în practică pentru a preveni încălcarea gravă, repetată a legislației în vigoare. Vă mulțumim și Mihai Motroi, șeful Direcției Asistent Socială și Protecția Familiei din Raionul Cimișlia, mesajul dumneavoastră către spectatori. Stimați telespectatori, să fiți ferm convins că următorii ani va fi o atenție deosebită acordată anume calității serviciilor sociale care sunt la noi la momentul actual și care sunt în dezvoltare, fiindcă în planul strategic de dezvoltare a raionului nu mai avem servicii sociale pentru a le dezvolta în raionul nostru, fiindcă este o necesitate atâta timp cât nu o să avem, ce au spus colegii noștri, pus la puncte. Deci până o să fie pus la puncte tot, noi totul o să ne dezvoltăm. Atunci când o să avem locuri de muncă, o să avem reîntoarcerea copiilor, atunci o să fie altă situație. Cu regret, noi eu și la emisiunea trecută am vorbit despre copii într-o situație de risc, care avem peste 600 de copii care cu ambii părinți plecat. Pot vorbi și aceeași situație când bătrânii rămân fără protecția copiilor. Asta este ce este. Și în continuare vă aduc la cunoștință că totuși serviciile sociale o să le dezvoltăm. E clar că după o analiză foarte adâncă făcută la care este necesitatea și la ce serviciu este necesitate pentru a ușura și a îmbunătăți situația cetățenilor, pentru ca să nu fie plasați în instituțiile rezidențiale. Stimați telespectatori, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi pe parcursul emisiunii. Eu, prezentatorul emisiunii, Andrei Bargan, mulțumesc celor care au adresat întrebări, ne-au urmărit și, nu în ultimul rând, invitațiilor noștri la această oră târzie. Acestea fiind spuse, rămâne doar să vă amintesc că această emisiune a fost sprijinită în cadrul unui proiect
de către USAID, FHI-360, este o organizație care deci, ne sprijină proiectul Acordul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană din perspective de dezvoltare regională și locală. Toate cele bune, pe curând, până la noi întâlniri! Emisiunea Ora Locală, Moldova, Europa. Avantaje la nivel regional. Urmărește săptămânal la Postul TV local.